Un bărbat de 56 de ani din Oradea și-a pierdut viața aseară în urma unui accident de circulație produs pe DN19 în timp ce se deplasa pe marginea drumului între Păulean și Moftin. Evenimentul rutier a fost sesizat polițiștilor la ora 22. Victima se deplasa neregulamentar pe carosabil fără a avea îmbrăcăminte cu elemente reflectorizante. Orădeanul a fost accidentat mortal de un tir condus de un sătmărean de 43 de ani. Un orădean de 56 de ani și-a pierdut viața în urma unui accident produs pe drumul național 19 la ieșirea din Moftinul Mic. Bărbatul se deplasa pe partea carosabilă, era pieton, dar nu era îmbrăcat cu haine care să aibă elemente reflectorizante, astfel încât nu a fost observat de un tir care l-a accidentat mortal. Șoferul tirului este anchetat acum pentru ucidere din culpă, s-au recoltat și probe biologice pentru a se stabili o eventuală alcoolemie. Polițiștii rutieri continuă cercetările în acest caz de ucidere din culpă pentru a stabili împrejurările concrete în care a avut loc accidentul.